Direcția județeană de sport dorește o colaborare mai îndeaproape cu consiliile locale din județul nostru atunci când se realizează bugetele unităților administrativ-teritoriale. Motivul invocat de conducerea instituției este unul simplu. Nu doar fotbalul are nevoie de fonduri, ci și celelalte sporturi. Într-adevăr, nu este o obligație legală, dar în anumite situații considerăm că ar fi oportun o consultare între noi și consiliile locale. În general, în mediul rural, banii de la sport din consiliile locale se dau la fotbal, cu toate că în comunitățile respective sunt și iubitori de alte sporturi și chiar ramuri sportive care au prins viață. Directorul a mai subliniat că se pot obține performanțe la nivelul localităților și la volei, basket, judo sau lupte.